Acum avem plăcerea să vă prezentăm un alt porumbel de top, un super reproducător din crescătoria multipli campion, domnul Oprea Iulian din Sintești, Ilfov. Ia să vedem, Iuliane, ce e acolo? Marfă de marfă, nu? Aș vrea să vedeți în primul și în primul rând ochiul, că mă întrebați ochiul, uite, ce văd uite, la ochi. La aia o să mă duc, acum îi dau zoom pe ochi. Da, da, știi care trebuie să le și explici, că degeaba le arăți doar ochiul la oameni. Deci, tu ești bandit, nu? Acest porumbel l-a reprodus pe 707002. Da. Un super, super zburător. Da. Nu-i țin da. Minte toate normele, dar are multe. Da. Și a reprodus-o pe femela dinainte, locul 3 azi viteză, tineret, de anul ăsta. Cu femele diferite, nu? Cu femele diferite, bineînțeles. Este un fiu din regele. A. Regele făcut înapoi în neam cu o femelă tot de la Demis, Van Dijk. Da, da. L-a reprodus pe el. El are o soră bună de cuib, care reproduce în voliera prietenului meu, Edi Borzaș, de la Brașov. Și atât el cât și ea au reprodus super porumbei. Din femela aceea de la Edi Borzaș a dat cuiva, au ajuns doi pui în Scoția. Serios? I-a zburat respectivul român în Scoția la pui, locul 3 și locul 4 național. Hai, lasă-o! Locul 3 și 4 național. La pui, locul 3 național de Mifon și cred că locul 4 general sau ceva de genul, ce categorie au ei acolo. Fraț de cuib. Doi porumbei. Ce înseamnă asta? Valoare? Din acea femelă am dat eu unui bun prieten, Oancea Iosif de la Timișoara, zboară doar Columbodrom. Da. Că a fost și la mine o fică din acea femelă, făcută cu un alt Van Dijk la rândul ei, adică o consanguinizare foarte tare. I-am dat domnului Oancea Iosif o femeluță, din care el a reprodus și a băgat la Columbodrom la... în Prahova, ăla care joacă în campionat. Ah, da, domnul, da. Nu rețin acum. Da. Juca... România Champions League. Cu clubul, da, Champions League. Juca cu... Juca pe lansare. Și, și cu Prahova, ai jucat cu Prahova. Exact, cu Prahova. Doi pui a băgat în primii 10, de la prima până la a 7-a etapă. Iar finala a fost nasoală, s-a întors doar unul dintre ei. A doua zi, la fel, rănit de uliu, de la umăr și până la picior. Da. Dar a venit. Ce voință. Asta vă ce spun voință, da. Porumbei care niciodată nu se lasă. Acest porumbel are o musculatură de invidiat. Da. Așa cum spune drapa, bombițe. Da. Se vede, da? Da. Da. Și elastic. El mai are niște calități pentru cine știe să le vadă. Da. Nu le spunem în interviu ăsta, altă nu dată, le spunem, da? Nu le spunem în altul, dar dacă cineva se pricepe la porumbei, le vede. Da. Adică le arăt acum. Cine da. Are ochi să le vadă, le vede. Deci porumbelul a reprodus atât el cât și sora lui, super porumbei, și nu mai vorbim de tatăl lui, regele, care... El m-a făcut cine sunt azi. Trebuie să-ți construiești o familie pe ei. Păi am o familie. Pe astfel sânge. Am o familie. Și adică să-ți. Am mulți. Mulți, da? Da. Am și acasă, am și la prieteni. Nu-i țin pentru mine pe toți. Tu apelezi la consanguinizări sau nu prea? Nu prea. Bineînțeles că apelez la consanguinizări. Apelez, nu? Doar, păi, dar el nu este rezultatul unei consanguinizări? Nu, dar mai mult mergi pe încrucișări. Nu, asta e o consanguinizare. E consanguinizare. Asta e una dintre ele, dar câte, ele, câte da. Perechi consanguine, de exemplu, ai primăvara la matcă? Păi nu le fac primăvara, le fac totdeauna toamna. Ah, și ți-o oprești tardivii, nu? Da. Sunt mai, apoi... Sunt mai buni reproducători tardivii? Ce părere ai? Unii așa zic. Nu știu dacă sunt... Pui tardiv ar fi mai bun reproducător decât porumbeii scoși primăvara. Pare să da la alții, dar eu nu prea împerechez acești tardivi. Eu personal deci, nu îmi perechez da. Că am mulți la matcă. Și prefer să scot din ăștia. Ăsta, de exemplu, este din 2017. Trebuie să scot din el. Da. Fisul stă acolo că e tânăr. Am timp să scot din la el. La un astfel de campion îi dai mai multe femele într-un an? Nu. Nu-i dai, nu? Rar de tot.
Păi dau și ea a doua femelă, da? Da. Și ceea ce nu fac eu și alții fac, și o să le pară rău când o să realizeze, nu fac masculitauri. Adică am luat ouăle, iau femela, îi dau alta. Nu. Îl lasă să urmeze ciclul. Indiferent ce vârstă are, indiferent că e bătrân, că e tânăr. Da. Din punctul meu de vedere am avut doar... Am ciclu biologic, asta. Da. Am făcut asta și am avut doar... Deziluzii, nu? Da. La femele nu cap de discuția să te apuci să iei ouăle și să o lasă ouă iar, pentru că atunci deja... O termin repede. Nu. Tu nu te numești crescător de porumbei. A. Toată lumea știe că femela are un număr limitat de ouă, nu? Acum tu știi, tu decizi când vrei să le termini. Da, într-un an, în 5, în 10. Și te-ai apucat și ai scos cu un mascul și poate n-a venit nimic și nici nu vine. Nu s-a legat, pur și simplu. Ai terminat și ouăle, da? Da. Ai terminat și femela. E adevărat că un porumbei dintr-un club trebuie să lege, așa cum spui tu? Bineînțeles. Adică să... Da, chiar cred în asta. Să fie compatibil, nu? Chiar cred în asta, nu? Da. Dar, așa cum spuneam mai devreme, trebuie să aibă o compensație mare un cuplu, ca să zic așa, adică ce n-are ea să aibă el, ce n-are el să aibă ea. Și nu numai fizic, și din punct de vedere genetic, să zic, gene și... Vorbim aici inclusiv de ochi. Inclusiv de ochi, da. La mine niciun cuplu, că vorbesc cu prieteni. Faci porumbei cu ochii albi între ei? Ai făcut? Da, da. N-ai probleme, nu? Urmărești culoarea când faci ochii sau... Da. Da, nu vrei să spui, da. Da, urmărești. Urmărești, nu? Chiar urmăresc, că este un criteriu de bază la mine. Da. Da. Culoarea ochilor este un criteriu de bază. Pigmentația, la fel? Inelul de valoare? Nu, munții din ochi, cum zic. Munții din ochi, da? Da. Contează extrem de mult pentru mine acei munți din ochi. Da, așa e. Absolut toți porumbeii care i-am întâlnit în viața mea și aveau munți în ochi, absolut toți au reprodus. Te-am văzut că și la club aici la tine, înainte unei etape când am venit eu și am filmat anul ăsta, erau câțiva băieți care te rugau să le analizezi ochii la porumbei. Nu, mă rugau să mă uit un pic între porumbei, să-i zic care vine. Care vine mai bine, da. Să joace la echipă sau cum. Da, cea mai tare a fost cu unul dintre colegi când stăteam pe scaun acolo, așteptam să îmbarc și mă uitam în plianta la unul dintre colegi și îl stric, băi Emile. Vezi că ăla e ce trebuie. Bă, Iulică, nu știu. Și acum, la final de sezon, a zis-o, băiatul, apreciez, de față cu ceilalți colegi, bă, ăsta, când a pus ochii pe un porumbel, e deranj. Eu nu pusese mâna pe porumbel. Da, dar cele urmărite... Eram pe scaun, mă uitam la plianta lui. Și am spus, bă, vezi porumbelul ăla de acolo, ăla va fi top. A ieșit top. Deci vezi bine de la distanță, dacă bă, vezi... Bine de la dacă vezi... Văd și de aproape. Dacă vezi ochii de la... Da. De la câțiva metri e bine. Da, nu știu, am eu un... Hai, da. Am un talent așa. Hai, nu? Trebuie să recunoști asta, da. Cred că m-am născut cu el. Da. Nu știu, că... Se și dobândește, dar... Bă, ce vezi? Da. Nu prea pot să exprim în cuvinte. Efectiv, da. Sare mie în ochi așa. Când e el ce trebuie, îl văd imediat. Trebuie să simți, da, așa. Da. Păi, m-am dus în o altă întâmplare, m-am dus la tandemul Adrian Dumitru, acum... 2 ani, dacă nu mă înșel, poți să vii să-mi faci pereche la mat, că să-ți dai și tu cu părerea, să mă, că vin. Joacă maraton, maraton, dar mai mult maraton. Și trebuia să... Am urcat sus și trebuia să trec pe holul la zburători, să ajung la mat, ca la mine. Și... Trebuia să mă duc la mat, că nu la zbor. Un mers așa, am spus, prinde și mie porumbelul ăla de acolo. Era și socrul dânsului. Deci, bă, nu se poate. Direct pe ăla, mă, porumbel de cupă pe București, la fond. Ai văzut? Mă învârt, mi-l dă pe ăla și zic, prinde-l și pe celălalt. Porumbel de cupă la maraton. Nu cunoșteam, nu le cunosc porumbei, era prima oară. Ai făcut-o din mers asta? Din mers. Mă duceam spre încolo și am zis, bă, îmi place ăla și ăla. Stai puțin să-i văd. Da. Bine, asta unii poate o ia ca laudă, dar eu zic că... E ceva, într-adevăr. E așa, acolo ceva. Așa. Trebuie să ai un flair, nu știu, un talent, cum zic eu. Da, trebuie da, să naști cu da, asta. Trebuie să naști cu asta. Unii săraci poate chiar se chinuie să... învețe, să caute, să... Dar deci notează poate nu le iese. Detalii, așa e. La da. Mine, nu, eu nu trebuie să mă chinui, îmi iese pur și simplu. Da. Da, așa. Așa, o fi de la Dumnezeu, nu știu. Nativă chestia, da? Nativă, da. Da, așa e.
Super, bravo, îți mulțumim pentru prezentarea, Iulian. Vă mulțumesc și eu pentru vizită. Și îți dorim mult succes, mult succes în continuare. Știm Doamne că ajut. Vine an de an la tine în volieră.